Salutare, dragi urmăritori, și mă bucur foarte tare să vă revăd. Suntem la mijlocul lunii octombrie și totuși este un pic cald afară. Și pe lângă activitatea mea normală de tundere a lavandei, avem și activitatea de înmulțire a lavandei pe toamnă. Acum eu am clipuri în care vă arăt cum se înmulțește lavanda primăvara, cum se înmulțește și în timpul verii. Și acum facem unul și cum se înmulțește la sfârșit de vară, adică în toamnă. Și asta din simplu motiv că, după cum bine știți, eu nu mai am lavande acasă, mi le-am omorât compostul, dar eu am două momente principale în care înmulțesc lavanda, și anume primăvara de vreme și toamna, așa cum este acum luna lui octombrie, chiar și luna noiembrie. Sunt două momente prielnice. Și le mulțesc în toamnă din cauza că dacă le mulțesc acum, ele încă mai au timp să facă rădăcini până în iarnă, până când intră în repaus vegetativ. Și în primăvară, pur și simplu, planta să explodeze și să crească și, bineînțeles, una peste alta să o pot vinde. Cele din primăvară, în momentul în care le pun la mulțit, bineînțeles că nu pot să le vând decât toamna târziu. Și atunci e bine să ai ocupat ca și mărime plantuțele pe care le înmulțim pe tot parcursul anului. Și în toamnă mai este o chestie, exact cum am spus eu, unul din marile avantaje este că eu am un solar acasă și din cauza faptului că le pun în solar, plantele nu intră total într-un repaus vegetativ, așa cum s-ar întâmpla dacă le-aș lăsa afară. Dacă le-aș lăsa afară, chiar și acum ar face totuși un pic cam greu rădăcini și atunci probabil că mai mult v-aș îndemna să faceți butașii în primăvară dacă nu aveți un solar. Dacă aveți un loc în care să acoperiți acești butași și să se creeze cât de cât un pic de efect de seră și pe timpul zilei, chiar și pe timpul iernii, să aveți temperaturi pozitive, atunci vă recomand din suflet să vă faceți butașii și toamna, din cauza că în primăvară veți avea plantuțe care au rădăcini gata să crească. Și ăsta este motivul pentru care eu fac butașii și primăvara, dar și toamna. Înainte să vă arăt, deși procedeul este foarte simplu, este exact ca și la cel în primăvară, haideți să vă prezint butașii pe care i-am scăpat, evident, din cauza că nu am pus compost la ei, pe care i-am înmulțit în primăvară, dar direct în pământ, în folie. Haideți să mergem acolo și să vă arăt exact cum se prezintă situația, ok? Deci, aceștia sunt butașii plantați în primăvară, exact aici, și nefăcându-le nimic decât o udeală, cel puțin când au fost temperaturile acelea foarte, foarte ridicate, au fost udați odată la două zile, la trei zile, tatăl meu s-a ocupat de udarea lor, dar uitați-vă ce mari s-au făcut. Știți foarte bine că am un clip în care arăt odată cum îi înmulțesc și în același timp ce le fac după ce s-au prins, adică i-am și tăiat. Și exact aceea din spate de acolo sunt Imperial Gem, iar acestea sunt Maed. Soiul din față este un soi mai mare, iar cel din spate este un soi pitic, după cum vă puteți uita ce butași mari avem aici. Da, butașii în pământ se fac mult mai mari decât butașii în alveole. Eu urmează să aștept un pic scăderea temperaturilor ca să-i scot de aici și să-i plantez în câmp unde am plante care au murit. Am și câteva comenzi de butași, noi nu prea vindeam butași, dar probabil anul acesta am mai multe și am mai mulți butași și probabil că voi putea și să vând. Și din cauza faptului că mi-a reușit treaba asta cu folia și din cauza că nu am avut atât de mult de lucru, m-am hotărât, i-am scos la tata căpșunii de aici și urmează și aici, în partea astălaltă, să sap foarte bine pământul, să pun folie și probabil că la primăvară, nu acum, la primăvară voi porni încă o serie de butași exact ca aceștia. Bun, haideți să ne ocupăm de mulțirea butașilor acum.
Acum că i-ați văzut cât de superbi arată acei butași și exact cum v-am spus, eu o să-i scot și o să am aici câteva zone în care am pierdut plante acum 2 ani de zile și nu am avut butași să-i înlocuiesc și mi-am făcut acolo o zonă de înmulțit lavandă. Dar dezavantajul la acești butași cu direct în sol este că nu pot să-i scot afară de acolo decât în perioada toamna târziu sau primăvara de vreme, când sunt în repaus vegetativ, fiindcă dacă îi voi scoate vara de acolo, vor muri. Lavanda este foarte sensibilă la mutarea inclusiv dintr-un ghiveci într-altul. De aia de multe ori vă recomand, nu vă plantați lavandele în sol pe timpul verii, când sunt temperaturile foarte ridicate. Dacă vreți să faceți o transplantare a ghiveciului cu lavandă, dacă aveți o lavandă care o aveți de câțiva ani de zile și vreți să o schimbați într-un ghiveci mai mare, faceți acest procedeu toamna târziu sau primăvara de vreme, când planta nu resimte șocul mutării. Da, ați văzut ce ușor i-am înmulțit acolo și ce frumos au crescut. În orice ghiveci aș fi plantat, nu ar fi crescut atât de mari ca și cei de acolo din pământ. Arată foarte bine, sunt foarte încântat. Ați văzut că mă gândesc foarte serios să lărgesc aria de înmulțire și să pun și mai multe soiuri de lavandă. După cum știți, avem vreo 20 aici și sunt de multe ori, nici nu știu care să le mulțesc, atât de mult îmi plac toate. Bun, în ceea ce privește înmulțitul lavandei toamna, este foarte simplu, procedeul este același. Această plantă n-am apucat încă să o tund și probabil că astăzi urmează să o tund. O să las câteva plante pentru înmulțit din ele primăvara. Pentru primăvara nu o să le tund, vor fi probabil 2 sau 3 plante din fiecare soi pe care le avem. Și după cum vedeți, asta este un pic mai lungă aici. O să o tai și vin să vă arăt. Perfect. Acesta este butașul nostru, după cum îl vedeți aici. Și ce este foarte fain acum este că, după cum vedeți, el este lemnificat. Și nu trebuie acoperit cu absolut nimic în momentul de față. El este lemnificat și dacă îl lăsați afară, adică butașul nostru, apropo, dacă vreți să vă puneți să le mulțiți acum în pământ, luați butașul să fie cât mai lung și să-l băgați în pământ cât mai adânc. De aia pământul trebuie lucrat foarte bine unde le puneți implantat. De ce? Am observat o chestie foarte interesantă. Eu când plantam butașii de lavandă direct în sol, chiar și în noiembrie mai luam uneori butași, chiar și în ianuarie, cam experimentat. Nu știu ce se întâmpla, din cauza înghețului, probabil, pământul îmi scotea afară butașul. Și dacă eu îl plantam aici, atâta, deci doar dacă îl tai de aici, mi-l scoate afară cu totul. Și nu mi-l ține înăuntru. Și atunci am încercat cu butași mai lungi. Când i-a pus așa lungi, nu i-a mai scos afară. Acum, dacă puneți exact așa un butaș de ăsta lung, în sol, acum, în luna lui octombrie, cred că va... Probabil, dacă avem temperaturi destul de ridicate, așa cum sunt acum, astăzi sunt 18 grade, va face rădăcină și din cauza faptului că este așa lung, chiar dacă vine înghețul, nu o să vi-l scoată afară, chiar dacă nu face rădăcină. Fiindcă pe aici pe jos probabil nu o să înghețe pământul, ci mai degrabă doar aici sus. Dar asta e din propria mea experiență, noi suntem în vest, la noi temperaturile nu scad așa mult, mai avem minus 10, minus 12 grade, dar un pic mai răruți. Dar în mod normal... Eu acum butașii nu o să-i plantez direct în pământ, nu o să-i plantez direct în sol, o să-i plantez în răsadnițe, în solar. Și atunci butașul meu arată cam așa. O să vin aici și îl tai exact sub un nod și acesta este butașul meu. Îl iau și îl voi pune într-o alveolă și nu să-l acopăr cu nimic, cu absolut nimic. Îi dau o udeală și îl las așa acolo și probabil undeva în 4-6 săptămâni, din cauza că este un butaș lemnificat, va face un pic mai greu rădăcinile. Dar cu un pic de răbdare, cu siguranță, se vor face. Acum, eu o să adun mai multe, o să fac mai mulți butași și o să mergem în solar și discutăm acolo, vă arăt exact ce fac mai departe, ok? Haideți să mergem! Am ajuns în solar și haideți să vedem exact ce facem mai departe cu butașul nostru. După cum vedeți, eu deja aici le-am plantat... Încă nu știu câte am aici, cred că sunt vreo 70. Haideți să vi le arăt și pe celelalte pe care le-am prins solar. Acum la mine în solar e un pic zăpăcie cu tot ce mai am pe aici, cu roșiile și cu alte cele, dar haideți să vi arăt acolo. Cam așa se prezintă butașii pe care i-am în solar. I-am lăsat pe jos pe toții și
Acesta este în cutiuță, dar nu acopăr, că nu am pentru ce. E destul de frig și nu trebuie să le acopăr pentru umezeală. Și mai am și în partea cealaltă, haideți să vă arăt. Aici mai am încă o serie de butași. Ceea ce am făcut e o chestie, că cei din spate de tot de acolo îi am de 2 săptămâni și întotdeauna experimentez înainte să mă pun să-i plantez. Pun o tăviță și văd dacă se topesc de la căldură, dacă se lasă. Dacă nu, înseamnă că e ok. Și în momentul în care am plantat pe aceea și am lăsat câteva zile și am văzut că au fost ok, am zis bun, e sezonul destul de bun pentru a planta butașii de lavandă. Bun, și ca să finalizăm cu ultimul butaș, încă o dată, acesta este ultimul butaș. Și ce facem? Îl punem în alveola noastră. Și acum urmează să-i dau o tură de udare. Ăștia chiar puteți să le dați o tură de udare bună. O să-i las în solar, ați văzut exact ca în imaginile anterioare. Nu o să-i acopăr cu absolut nimica, din cauza că ei sunt deja lemnificați și nu s-au lăsat. Ați văzut, i-am pus pe ceilalți de vreo 2 săptămâni. Înseamnă că sunt destul de ok, stau în picioare, stau destul de bine. Și acum singurul lucru pe care urmează să-l fac este să aștept să apară rădăcinile. Și ăsta este avantajul în care, în momentul în care avem un solar pe timp de iarnă, acești butași o să rămână aici, probabil suntem în octombrie, noiembrie, decembrie, s-ar putea chiar prin ianuarie sau februarie să le schimb ghivecele și să-i pun în ghivece mai mari, din cauza că în timpul iernii ei își vor dezvolta destul de bine rădăcinile. Și în primăvară, din cauza că au deja substratul necesar pentru dezvoltare, rădăcinile se vor face tot mai mari și o să pot să am la ziua porților deschise de la Casa Lavandei din vară, o să pot să am plante de vânzare. Tomița a venit și el lângă mine. Bun, cam atâta despre clipul cu înmulțirea butașilor. Deci avem înmulțire de butași primăvară, avem vara și cu asta încheiem înmulțirea butașilor toamna. Dacă aveți întrebări, postați-le în secțiunea de coment. Eu nu pot decât să vă mulțumesc că îmi sunteți alături în număr atât de mare. Să aveți o săptămână frumoasă în continuare și până data viitoare să rămâneți sănătoși și să ne vedem cu bine. Ciao, ciao!